SUA a făcut un anunț bombă. Președintele Donald Trump a pierdut un proces și are interdicție să blocheze utilizatori pe Twitter. Un judecător american a decis că liderul de la Casa Albă încalcă Constituția atunci când îi blochează pe platforma de socializare pe cei care îl critică. O decizie declarativă ar trebui să fie suficientă în contextul în care niciun oficial guvernamental, nici măcar președintele, nu este deasupra legii, iar despre oficialii guvernamentali se presupune că respectă legile. Președintele prezintă contul Orange Real Donald Trump ca fiind unul prezidențial, nu personal și, mai important, folosește acest cont de Twitter pentru anunțarea unor măsuri luate în calitatea de șef al statului, a explicat judecătorul care a pronunțat decizia. Donald Trump a fost dat în judecată anul trecut de un grup de profesori de la Universitatea Columbia și de 7 persoane blocate pe Twitter. Președintele american are 53 de milioane de urmăritori pe platforma de microblogging. Liderul de la Casa Albă a postat 2600 de mesaje de când a preluat mandatul. Trump a declarat în urmă cu ceva timp că Twitter este canalul lui preferat de comunicare. Coreea de Nord amenință SUA cu un război. Aveam așteptări mari de la summit, dar suntem complet dezamăgiți de afirmațiile iraționale ale autorităților americane. Pyongyang-ul este gata pentru o confruntare nucleară dacă dialogul cu Statele Unite nu va mai avea loc. Este decizia SUA dacă ne vom întâlni la o masă sau dacă vom avea un război nuclear, a declarat ministrul adjunct de externe. Guvernul de la Pyongyang e foc și pară după declarațiile recente ale vicepreședintelui SUA. Mike Pence avertizase că se va ajunge la o situație similară cu cea din Libia din anii 2000, în cazul în care Kim Jong-un nu renunță unilateral la arsenalul nuclear. Coreea de Nord a transmis recent printr-un comunicat că summitul dintre Kim Jong-un și Donald Trump ar putea fi anulat dacă Washingtonul nu renunță la presiuni și condiții. De asemenea, Pyongyang-ul a mai anunțat că liderul Kim Jong-un va fi într-o poziție de putere dacă va ajunge să stea la masa negocierilor cu Donald Trump. Summitul urmează să aibă loc în 12 iunie la Singapore. Israel este prima țară din lume care a folosit în atacuri militare avioane invizibile pe radare. Asta susțin oficialii evrei. Suntem primii care am efectuat atacuri operaționale cu aeronave F-35. Forțele aeriene israeliene au efectuat de două ori atacuri cu F-35 pe două fronturi diferite, a declarat comandantul aviației militare israeliene. Oficialul nu a precizat însă despre ce ținte a fost vorba. Țara Sfântă a achiziționat primele avioane F-35 în decembrie 2016. Aeronavele de generația 5 au fost declarate operaționale de către armata israeliană la finalul anului trecut. Răpire ca în filme în Bangkok. O turistă din China a fost atacată și răpită de un grup format din 4 bărbați și o femeie într-un aeroport. O cameră de supraveghere a surprins momentul. În imagini se observă cum turista aștepta lângă banda de recuperare a bagajelor când brusc a fost înconjurată de 3 indivizi îmbrăcați în negru. Luată prin surprindere, victima nu a reacționat. Camera video a mai surprins și momentul când femeia ieșea din clădire flancată de răpitori. Turista a fost dusă la o dubiță parcată în apropierea aeroportului, iar agresorii au împins-o în mașină. Potrivit Newsweek, la scurt timp după răpire, grupul l-a contactat pe soțul femeii și i-a cerut o răscumpărare în valoare de $470.000. Bărbatul a dat banii, însă răpitorii au mai cerut încă $155.000. Atunci soțul victimei a alertat autoritățile. A doua zi după ce bărbatul a sunat la poliție, turista, în vârstă de 39 de ani, a fost eliberată într-o zonă izolată din Bangkok. Oamenii legii au început o anchetă și au descoperit că răpirea a fost plănuită de 4 chinezi, un ofițer de imigrație, o tailandeză și 10 localnici. Autoritățile încearcă acum să recupereze de la răpitori banii de răscumpărare pentru a-i înapoia păgubiților.